Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Lumea a început să revină la birou. Mai timid sau mai hotărât? Am mai vorbit despre asta și la noi aici în complex. Noi lucrăm într-un complex de corporatiști, unde înainte de pandemie era super aglomerație. Adică sunt vreo două restaurante, cârcium de fapt, dar cantine, unde la începând de la ora 11 nu se mai putea mânca de prânz, pentru că erau cozi foarte mari. Erau mulți, mulți oameni. Acum au început să revină timid, deocamdată câteva zile, trei zile pe săptămână. Cârciumile s-au deschis, că n-am... Doar una dintre ele, dar s-a deschis o alta nouă. Da, înțeleg că s-a deschis, că am vorbit eu cu fetele de la bufet și mi-au zis, s-a deschis, dar încă nu e treabă. Deci sunt puțini oameni, au început să vede, s-au mai început să mai ocupe locurile de parcare și așa mai departe. Însă lumea s-a schimbat și piața muncii s-a schimbat, mulți oameni au descoperit că pot lucra binișor, mai comod chiar și chiar mai eficient de acasă și că prezența fizică la sediul firmei nu mai e chiar atât de necesară. De unde o să vedem efecte pe piața spațiilor de birouri? O să vedem când expiră contractele actuale ce se întâmplă, că sunt foarte multe spații de birouri care sunt neocupate acum, da, pentru că încă merg contractele de închiriere. Să vedem ce o să întâmple când o să expire astea, dar oamenii au descoperit că poți să lucrezi de acasă și de aici plângeri și cereri. De exemplu, fiți atenți, 40% dintre românii care au lucrat de acasă în timpul pandemiei n-ar vrea să se întoarcă la birou, arată un sondaj, din diverse motive. Timp pierdut în trafic, cheltuieli suplimentare pentru transport, mâncare, că trebuie să mănânci la birou, haine, că trebuie să fii îmbrăcat într-un anumit fel. Vor să stea mai mult alături de familie sau pur și simplu spațiul de lucru arată urât, e murdar, demodat, deteriorat și nu le place acolo. Că e nașpa spațiul respectiv și dacă pot să lucrez de acasă în spațiul meu, de ce să mă întorc? În alte țări, sindicatele sunt foarte ferme și cer măriri de salariu pentru angajații cărora șefii le cer să vină la muncă, la firmă, la fizic, la sediu. Și foarte interesant, un sondaj făcut în mai multe țări puternic dezvoltate, 33.000 de respondenți, arată că numai puțin de 2/3 dintre salariați iau un calcul să-și caute un nou loc de muncă dacă li se va cere să se întoarcă fizic la birou. Adică prin alte părți oamenii spun, știi ce? Bă, îmi caut în altă parte, lasă-mă în pace. Și acum avem variante pentru discuția noastră, cu invitația să alegeți și să purtăm o discuție. Telefoane la 0372069599, mesaje pe WhatsApp 0728312. Gândiți-vă la următoarele variante și alegeți una dintre ele. Ce ați prefera, dacă ar fi să fie? E un joc. Să vă întoarceți la birou cu mărire de salariu sau să lucrați de acasă, dar pe mai puțin bani. Pentru că astea sunt alternative luate în calcul de din ce în ce mai multe firme din vest și probabil că cineva o să importe modelul și la noi. În Londra, de exemplu, o mare firmă de avocatură i-a anunțat pe angajații care vor să rămână la lucru acasă că sigur se poate, dar vor primi cu 20% mai puțin bani. Deci vrei acasă? Ok, înseamnă că nu ai niște cheltuieli pe care colegii tăi le au. Transport, cum am zis, mâncare, haine și așa mai departe. Atunci, mai puțin bănuți. Un grup de angajați Google au anunțat compania că va trebui să le mărească salariile dacă le cere să revină fizic la birou. Cu alte cuvinte, ce alegeți, prieteni? Mai mulți bani sau mai mult timp? 0372069599. Vă așteptăm să vorbim câteva minute despre viața noastră post-pandemie și cum lucrăm noi post-pandemie. Și 0728312, mesaje pe WhatsApp. Noi nu avem opțiunea asta, nu? Să lucrăm de acasă. Ai să râzi, avem opțiunea, pentru că am făcut asta când a fost câte unul dintre noi bolnav, știi, am deplasat studio mobil. Nu avem opțiunea, că nu e același. Stai. Deci, tehnic se poate. Noi avem posibilitatea să lucrăm de acasă. Ne instalăm micul studio mobil undeva, unde nu e ecou, și timp de 3 ore deranjăm nevasta, copiii, lucruri de genul ăsta și facem emisie de acasă. Dar nu e același lucru. Adică, sigur, putem să luăm și telefoane, să vedem și mesaje. Tehnic se poate. Dar nouă ne trebuie interacțiunea asta aici, să ne rânjim noi unul la altul, să vedem, să ne facem de ochi. Să ne aruncăm o cheade, să da. Da, să mai mâncăm o ciocolățică. Deci... 0372069599, vă așteptăm. Da, dar eu păi, nu m-ar deranja dacă patronatul mi-ar spune, aia e ca să, pentru că vii la muncă, deși ai putea să stai acasă, uite, mai ia... Asta. 150% în plus la salariu. Da, nu, aș fi puțin foarte mulțumit. Ție nu ți-au zis? Avem câteva minute. Daniel, bună dimineața! Bună, Daniel! Bună dimineața! Salut!
Aș vrea să vă spun că lucrurile sunt un pic mai nuanțate. Dacă mă pune strict să aleg, clar este vorba de lucrarea de acasă. Eu lucrez de acasă din 2016, așa că nu are nicio treabă cu pandemia. Poți să te întreb în ce domeniu lucrezi? Sunt evaluator, să zic în domeniul consultanței, deoarece jobul îmi permite. Ok. Asta vă spuneam, lucrurile sunt mai nuanțate. Sunt meserii în care îți permis să lucrezi de acasă, cum stai tu, cum... Sunt meserii unde nu poți să lucrezi. Eu Firește. Mi-am făcut chiar un calcul. Dacă ar fi să îmi iau un birou în centru și să-mi angajez doar o secretară și să zic că am birou, mă costă în jur de 1 miliard de lei vechi pe an, adică în jur de 1800 de euro pe lună. Oare se merită să fac efortul ăsta? Este un punct de vedere. Acum ești angajat poate... sau ești propriu tu angajat? Freelancer, ești freelancer. Sunt freelancer, da. Adică, o, să zic, o combinație între liber profesionist și antreprenor. Ce ți-ar oferi ție un sediu de firmă și o secretară în centru? De ce ai vrea să faci asta? Adică ar trebui să o privești asta ca o investiție, mi-am pus, nu? Această problemă, mi-am pus această problemă. Tocmai pentru a ieși din monotonia asta de plecat de acasă, de... Nu, ar fi o investiție în reprezentare, exact. Să te întâlnești cu clienții acolo, să cauți clienți mai valoroși, să te dezvolți. Se merită 1800 de euro pe lună pentru treaba asta? Nu știu, tu știi business-ul. Da, dacă tu știi, sunt cele 5.000 de euro merită. Nu cred că merită nici dacă câștigi mai mult de 5.000 de euro, sincer. Până la urmă, totul este o rentabilitate. Vă garantez că tânjesc după lucru la birou, după socializarea cu colegii, la cafele, la mese, tânjesc după asta, dar când le pui în balanță și înmulțești sumele cu un an de zile, cu 2 ani de zile, cu 3 ani de zile, este adevărat că lucrul de acasă îți oferă și avantaje și dezavantaje. De exemplu, acasă n-au ce căuta anumite hârtii. Deja familia se obișnuiește cu lucrul de acasă și începe să te deranjeze poate chiar mai mult, chiar mai rău. Deci între timp și bani, înțeleg că tu ai alege timpul. aș alege banii. Banii, că el e pe economisit. Eu nu aș alege bani. În cazul meu, lucrurile nu se pun așa cum le vezi noastră. Dacă între ăstea două aș fi obligat să aleg și aș fi strict un angajat care ar fi lucrat înainte la birou și după aceea acasă, probabil aș alege la birou. Mulțumesc mult pentru intervenție, mulțumim, Daniel. Îți deschizi o firmă dacă poți să câștigi mai mult din asta. Altfel doar ca să cheltuiești așa, ca să te mai faci plimbări? Evident că nu. Și acum, cât ai vrea tu să câștigi sau cât crezi că poți să câștigi ca să faci efortul ăsta, tu știi business-ul, evident, tu calculezi. Cristina, neața. Bună, Cristina! Bună dimineața! Să rămân, neața, te ascultăm, Cristina. Bună! Bună dimineața! Da. Din experiența angajatului... Să vorbești puțin mai tare, te rog, puțin mai tare, că nu prea te auzim bine. Din experiența angajatului de multinațională, care a mers mulți ani la birou și după aceea a venit pandemia și a stat acasă cu un copil mic, da, care nu înțelegea ședințe, că mami trebuie să lucreze, că tati trebuie să lucreze, că nu ne putem juca. Chiar și așa, în momentul de față și la ce se întâmplă în București cu traficul și cu timpul... Tu vrei să fugi de acasă? ...orele pierdute, nu. Aș prefera să lucrez de acasă, clar. Chiar pe mai puțin bani? Chiar pe mai puțin bani. M-am săturat să fac 20 de kilometri în 53 de minute pe DN1. Și încă n-am ajuns la birou. Da. Și cu timpul pe care l-ai economisi nefăcând naveta... Ce ai face cu timpul respectiv? Mi-aș petrece timpul cu familia. Cu familia. Mulțumesc mult pentru intervenție. Adevăr e că și în contextul în care multă lume încă lucrează hibrid sau de acasă în perioada asta și benzina a ajuns la 8 lei litru sau peste, băi, orașul este blocat permanent. Așa da, e. În trafic. Bună dimineața, Florin. Bună, Florin. Bună dimineața. Eu lucrez în IT și cel puțin în compania în care lucrez, lucrurile sunt foarte nuanțate. Ni s-a oferit posibilitatea să lucrăm full remote, hibrid, da, sau să venim doar la birou. În contextul în care fluctuația de personal este atât de mare în IT, pentru că acum te duci oriunde că lucrezi de acasă, poți să lucrezi pentru orice companie, compania trebuie să vină cu ceva în plus. Da. Dar nu au fost modificări de salariu în niciun scenariu. A, deci atunci eu rămân acasă vrei tu și lucrez de acasă. Și atunci de ce te-ai duce la birou?
pe vacanță socializezi. La birou pentru socializare. Aha. Eu am încercat varianta full remote și nu a funcționat pentru mine. Și pentru mulți alți colegi nu funcționează. Eu am ales varianta hibrid și atunci când am nevoie să stau acasă, nu știu, copiii sunt bolnavi și nu pot să-i duc la grădiniță, rămân acasă și lucrez și livrez la fel de bine ca și cum aș fi de la birou. Da, este mai greu cu copiii acasă, dar nici într-un caz compania nu a trebuit să umble la salar, nici într-un caz, nici în celălalt. Când stai acasă, ai mai mult timp, adică evident economisești ceva timp, timpul de... Exact. Ce faci cu timpul suplimentar? Stau cu familia, e simplu. Și asta a fost partea bună la toată pandemia și la lucratul de acasă, asta a fost cea mai bună parte, că ai putut să petreci mai mult timp cu familia. Mm-hmm. Bine. Mulțumim mult și pentru această experiență. Nu, dar sunt joburi unde din potrivă economisești bani mergând la birou. Avem chiar un exemplu de mesaj primit de la un domn care a lucrat cu noi în clădire. Da. Și care spune că el când venea la birou plătea 70 de lei transportul pentru că mergea cu metrou și avea abonament. Iar în rest, dacă lucrează de acasă, îl costă mai mult pentru că bea cafea plătită de el, apă de băut, trag apa la WC, consum curent și așa mai departe. Știi? Nu știu dacă... Sigur, e marginală cheltuiala, nu da, e ceva vrei să judeci fabulos. Așa, da. Poți nu să... mai trage apa. Poți să judeci așa. Dar... Eu nu degeaba întreb ce faci cu timpul suplimentar. Sigur, stai cu familia, e bine, dar dacă ai timp și nu te gândești ce aș putea face cu el, învață ceva nou. Că dacă înveți ceva nou, s-ar putea să câștigi bine mai încolo. Corect. Să știi că l-avem și pe Călin. Ah, ok, la scuze, Călin, bună dimineața, mai avem câteva secunde. Salut, Călin. Bună dimineața, băieți. Da. Călin, sunt din Timișoara. Te rog. Și eu lucrez de acasă 2 ani de zile. Da. Și am intrat cu voi în direct pentru că nu înțeleg de ce ar trebui să fie diminuat salariul și de ce spuneți că sunt mai puține cheltuieli de acasă. Eu înainte, toți din familie, plecam la ora 8, ne duceam la ora 4. Căldura nu mergea, curentul nu mergea, corect, apa nu mergea. Uh-huh. Acum, toate lucrurile astea, bunurile, că toți am lucrat de acasă. Pentru că sunt oameni care fac naveta niște zeci de kilometri și asta înseamnă că fac un plin de benzină pe săptămână, deci 100 de euro, în timp ce căldura pe... nu e 100 de euro pe săptămână, cam asta. Sigur că sunt și... poți să faci economii, dar nu închizi cu totul căldura în casă când pleci. Asta e ceva mai mult. Iar apa și alea... Deci, da, sigur, faci o economie când nu stai acasă. Adică, na, că nu cheltuiești mai mult, că trebuie să mănânci în oraș, trebuie să te transporti și așa mai departe. Mulțumim mult. Telefoane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.